Hei, înainte de a începe, nu uita să te abonezi și să activezi clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu cele mai noi episoade de pe canal. Salutare și bine ați venit la un nou episod de Clash Royale pe canalul Game Over. Hai să vedem ce s-a mai întâmplat în joculeț. Băi, am reușit să strângem 1000 de gemuri, avem aproape 100.000 de gold și 15.000 de star points. Bun, între timp s-au adunat foarte multe reward-uri aici. Eu am fost plecat în concediu și n-am mai filmat episoade și vedem că avem aici vreo 6-7 zile de crown chest-uri pe care le vom deschide astăzi. Până atunci, hai să începem cu acest silver chest în care avem 143 de gold, mai avem un inferno, două inferno tower și skeleton dragons. Ok. Mai avem aici un epic chest. Hai să vedem ce găsim în el. Avem poison, avem cannon cart, tornado, barbarian barrel și cam atât. Mai avem un free chest care are 112 gold, goblin cage și barbarians. Bun. Ok. În shop nu avem nimic interesant momentan. Da. Ok, pe aici n-am mai făcut mare lucru, dar putem maxa o nouă carte și nu, putem face golden o nouă carte și vom maxa firecracker-ul când vom avea 150.000 de gold. Bun, până atunci, hai să deschidem și crown chest-urile. Începem cu primul, ia să vedem, avem 1000 și ceva de gold, două gemuri, avem beți, avem giant snowball, gărzi și valchiră. 130 de star points. Hai să vedem și în următorul, 1182 de gold, două gemuri, avem skeleton, avem giant snowball, royal delivery, rage și mini P.E.K.K.A, 12 bucăți. Ok. Da, vedem că primim star points pentru toate cărțile rare pe care le câștigăm. Hai să vedem, 1000 și ceva de gold, avem două gemuri, avem goblins, skeletons, gărzi și mini P.E.K.K.A din nou. Practic nu mai contează ce rară ne picăm, pentru că vom lua extra gold și star points. 4 gemuri câștigăm aici. Avem royal delivery, barbarians, giant goblin și tombstone-ul. Okay, nicio legendară până acum din crown chest-uri. Dar să vedem, 1000 și ceva de gold, avem 2 gemuri, tombstone, ice spirit, furnace și un Electro Dragon. Bun. Hai să vedem și în următorul ce găsim. Avem 1000 și ceva de gold, din nou două gemuri, Mega Minion, avem Goblins, Fireball și un Witch. Bun, mergem mai departe. Hai să vedem, 1000 și ceva de gold, avem 3 gemuri, avem Bomb Tower-ul, Hog Rider, Skeleton Dragons și un Executioner. Ok. Încă unul, avem 1000 și ceva de gold, din nou două gemuri, 6 muschetire, avem 7 giant-uri, 61 de arcașe și o clonă. Încă un crown chest cu 1000 și ceva de gold, două gemuri, ice spirit, fire spirit, skeletons și mini P.E.K.K.A. Facem iar extra gold. Acum avem 3 cufăre, 1000 și ceva de gold, 2 gemuri, flying machine, tombstone, goblin cage și ice spirit. Bun, ultimul, aici s-ar putea să fie legendară. Mi-amintesc că sezonul trecut în penultimul, sau mă rog, în ultimul crown chest a fost o legendară. Avem gold, avem gemuri, petal ram, beți, bowler și nu e legendară, este health spirit. Și un legendary chest care ne aduce, hai să vedem, ne aduce un log. Și avem 8 din 10 loguri strânse până în acest moment. Ok, ne-am făcut deja și reward-ul de deschidere de chesturi și mai avem încă 10 gemuri. Și am ajuns la 1035 de gemuri, am făcut 35 de gemuri în acest episod. Bine, datorită crown chest-urilor, bineînțeles. Păi, prin clan nu s-a mai întâmplat mare lucru. Am donat o grămadă de epice, pentru că a fost, adică e duminică.
Cu Warustak am terminat, am avut un chest de level 4, cred că cel mai prost din istoria clanului, în acest ultim war și vedem că este inactiv până când va începe Clan War 2. Ok, și am terminat cu 7146 de trofee la war. Bun, între timp a început Ramp Up Challenge. Am jucat și un match, am reușit să-l câștig. Și vom continua cu un match aici. Hai să vedem cum ne descurcăm în acest mod de joc. O să începem cu arcașele din spate. Așteptăm mai întâi să avem elixirul pe full ca să putem pușa mai puternic. Bun, începem cu arcașele. Și așteptăm. Așteptăm să vedem următoarele mișcare. A pus un execuționer acolo în spate. Da, o să pun în continuare Tesla aici și trimit Valkyra pe partea dreaptă, pentru că se va descurca destul de simplu Tesla cu execuționerul. Poate voi pune și un mini P.E.K.K.A, deși mai degrabă trimit Hog-ul pe partea. Și dacă îl trimiteam un pic mai repede ar fi tancat un pic arcașa. Dar oricum a avut Goblin Gang-ul și a jucat destul de bine până acum. Ne-a tras Hog-ul pe turn, ne-a dat și ceva damage. Ok, hai să vedem. Dăm aici un Fireball. Băi, și ieșim bine și ori din acest atac. Putea fi un pic mai rău. Ok, scăpăm acolo de execuționer. Dar nu reușește mini pe ca să mai dea un hit pe turn. Ar fi fost excelent dacă ar fi reușit. Hai să ne apărăm acum. Băi, mie îmi convine și că mă trage pe turn, sincer. Pentru că este un ramp-up. Adică se va ajunge la triple elixir și cu siguranță se vor dobori turnuri. Da, după cum vedeți, am renunțat la rachetă din deck. Pentru că, băi, au nărfuit-o rău de tot. Adică nu prea mai convenea să o folosesc. A, am pus un pic greșit Tesla. Punem aici un mini P.E.K.K.A. Am făcut pe partea dreaptă. A, din păcate ne-a scos P.E.K.K.A-ul. Spun și arcașele. A, și voi trimite aici un mini P.E.K.K.A. Hai să forțăm și noi pe partea dreaptă. Dăm și un freeze. Dăm și un Eros aici. Da, și vă spuneam că îmi convine, vedeți? Că s-a dat destul de mult damage pe turnul din pe King Tower. Doar că, vedeți, trebuie să facem și defense-ul foarte bine. Pentru că altfel riscăm să pierdem în overtime. Da, nu, cred că am greșit-o cu trasul ăsta pe turn. Bine, hai, primul înțeleg, dar după aia putea să mă tragă în spate spre râu cu Tornado-ul. Ok, bun. Luăm prima victorie din acest episod, un rar token. Hai să mai și donăm. Putem deja să facem un schimb aici. Avem toate cărțile maxate, deci nu ne interesează ce schimbăm. Oricum ne luăm Star Points-ul. Asta e interesant pentru noi. Ok, în arenă am scăzut un pic, da, față de cum eram acum o săptămână. O să dăm și aici un match. Hai să dăm direct un match de 1v1 și să vedem cum ne descurcăm. Începem cu arcașele din spate. Păi mai și mini P.E.K.K.A. Ce bine a pus freeze-ul. Da și fireball acolo. Trimitem Hog-ul. Și vom da și noi un freeze pe turn, sper să-i prind și o trupă,
Ai, am prins minionii. Excelent, i-am doborât pe unul din stânga. Cabanul mai are un foarte puțin. E nevoie de un Eros și îl scoatem. Da, și până atunci cred că o să facem defense. Să vedem. Mai mult din meci, ce-i drept. Nu ne gândim deja la defense. Oricum, stăm precauți. Trimitem arcașele din spate de tot. Sau hai să dăm, stau așa, un Firewall plus Eros. Să-i scoatem Wizard-ul. Și am prins și King Tower-ul cu ambele spell-uri. Probabil va trimite Hog-ul. Și va da un freeze. Nu trebuia să pun arcașele, dar bine că le-am pus și înaintea freeze-ului și un pic mai în spate decât freeze-ul. Hai să vedem acum. Cred că voi pune Valkyra să tancheze un pic. Ok. Probabil va trimite Hog-ul din nou. Hai să vedem. Vom pune Tesla aici când vom ajunge pe elixir maxim și vom trimite Hog-ul în partea dreaptă. Dar cred că mai așteptăm un pic să avem și freeze-ul și eventual fireball-ul la dispoziție. Sau poate vom pușa și mini pekaul. Ia să încercăm așa. Să vedem. Da, am pus destul de bine freeze-ul. Dăm aici un fireball. Și nu voi mai da erosul de data aceasta. Postăm elixirul pentru... pentru Tesla. Da, și nu înțeleg de ce nu m-a atacat pe partea stângă. Pentru că nu e ca și cum mi-a doborât deja turnul. Nici nu cred că poate să-l doboare. Doar dacă ar avea... cred că rachetă cu clonă sau ceva de genul. Altfel n-are nicio șansă. Ok. Da, și obținem victoria în acest prim match din arenă. Mai creștem un pic în trofee. 30 de trofee, un golden chest și 44 de gold. Hai să mai dăm un match tot în arenă și să ne întoarcem în Master 2. Unde ne este locul? Cred că începem cu Hog-ul din spate. Da, o să încerc Hog-ul cu Valkyra, pentru că am la dispoziție freeze-ul și fireball-ul. Oh, și ce nu-mi plac mie deck-urile cu prinț. Băi, foarte OP prințul. Cred că, da, ar trebui să-l maxez și eu. Da, mamă, și ce puș a prins aici cu... Are 4 trupe care lovesc în turnurile mele. Și nu pot să-i scot nimic. Hai să dăm un Eros pe stânga. Da, și a început foarte bine acest match. Nu știu dacă mai putem întoarce. Dar hai să încercăm să rezistăm. Dacă n-are spell-uri, poate rezistăm să rămânem cu turnurile în picioare și... Să vedem. Și am greșit aici. Am greșit, dar poate totuși îndreptăm cu freeze-ul și cu Valkyra din... Am pierdut deja turnul din dreapta. Nu, e foarte greu, are cărți mici, face cycling rapid. Și e greu să-l contracarăm. Să pun arcașele aici pentru prinț. Da, și l-am păcălit cât de cât. Dăm și un Eros. Poai de cap, mă, mamă, cât damage dă prințul. Incredibil, are un deck foarte bun. Foarte bun deck-ul.
efectiv, n-am ce să-i fac. Nu, e prea bun decul pentru, cel puțin pentru decul meu, are counter la orice, are cycle rapid. N-am efectiv ce să-i fac. Incredibil. Da, m-a scos. Bun. Da, încheiem episodul cu această înfrângere, cel mai probabil. Nici dacă i-ar pica netul, nu cred că mai am timp să recuperez dezavantajul. Băi, măcar nu ne luăm 3 crown, ne consolăm cu asta, dar nici măcar un turn am reușit să-i doborâm. A jucat foarte bine. Bun. Ok. Băi, cam atât cu episodul de azi. Eu sper că v-a plăcut și noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!